Societatea Ecosal continuă campania de igienizare a municipiului. Zilele trecute, angajații operatorului de salubritate au intervenit la barajul Igiș și de asemenea pe malurile pârâului Igiș. Totodată, acțiuni similare au avut loc în cartierul Gura Câmpului, pe Alea Tomis, zona de câmp și pe strada Tineretului. Timp de aproximativ o lună până în data de 12 aprilie vor fi organizate acțiuni ample de igienizare în toate zonele municipiului imediat de către operatorul de salubritate Ecosal. În ultimele zile, Ecosal a desfășurat acțiuni de ecologizare în mai multe zone ale municipiului Mediaș. Printre acestea, menționez barajul Ighiș, Alea Tomis, Strada Tineretului și chiar și pe taluzul Căii Ferate. Rugăm cetățenii să respecte curățenia și să utilizeze coșurile stradale amplasate în municipiu, deoarece aruncarea acestora pe jos este un dezavantaj pentru toți locuitorii acestui oraș.